Voi încerca să mă refer în ce măsură fi concis sau nu, ca introducerea unui prezentare generală a formei rezistențe anticomuniste armate din România din anii 45-62, când practic ultimul rezistent a fost capitulat ucis. Și am zis, foarte rezistența anticomunistă reală trebuie să se sfârșește. Voi încerca pentru început să spun, voi afirma de fapt că indiscutabil, cel puțin la nivelul cercetărilor actuale, s-a dovedit poate că faptul că această rezistență a avut un caracter național și național, mă refer la, nu neapărat naționalitate, cât la caracter reprezentativ la nivelul întregului popor această rezistență. Și sunt mai multe argumente în acest sens. În primul rând este faptul că grupuri de rezistență au existat pe parcursul întregii țări, indiferent dacă în zona montană sau în zona de câmpie. Desigur, ele au multe, au fost mai multe, dar au existat și în zona de câmpie, în Teleorman, în Dobrogea, o mișcare foarte puternică de rezistență, în Banat, în Hunedoara, Galați, Brăila, deci găsim chiar și în zona de câmpie grupuri de rezistență. Sigur, o rezistență mai scurtă, nu au văzut cu cadrul natural unde se există, dar ele au existat. În schimb, la munte avem, în zona muntoasă, avem grupuri de rezistență destul de puternice și cu care în timp au rezistat, au reușit să rezistă o perioadă de îndelungată, peste 10 ani. Și aici avem și aproape toți munții României, pe am un munț pădărat, pe am diversat, pe cel sud, după Agilu Țuri, după Arsănescu și Evoarie Cranșelată, în cel nordic, bine construit un grup din Iunger Bogdan. Numeroase grupuri în zona Apuseniilor, de vorbim aici de grupul Davija, cel mai important, desigur, Leon Șușman, Fedor Șușman. La fel în munții Banatului și în zona Banatului avem un grup de Uță, Domnul Șneanu, Spirul Blănaru. În Bucovina, la fel, Vata Mâniu Monescu și Mătrescu, pardon, și Frații Cenușă. La fel avem și în zona Maramureșului, grupul Fraților Popșa, Poponiga și altele. Deci, iată, vedem, practic, pe întreg parcursul, pe întreg teritoriul țării avem aceste grupuri de rezistență. Peste tot au existat oameni care au încercat să se opună armat instaurării regimului comunist în România și consolidării acestea. Dacă este să ne referim puțin și la cauzele, motivația acestor persoane, deci, iar din nou, ele sunt destul de complexe și de numeroase. În primul rând, imediat apare într-o rezistență, ceea ce cred că în opinia mea este important de reținut, imediat și trupele sovietice intră în România. Primele grupuri de rezistență, cele Fraților Cenușă și Vata Mâniu, apar în Bucovina încă în anul 1944, în momentul în care sovieticii ocupă această zonă. Așadar, avem această motivație de rezistență în fața ocupantului sovietic. Pentru prima oară, țara noastră, practic, spune, populația conștientizează, după mulți ani este ocupată militar și încearcă o formă de rezistență. În strânsă legătură cu acest motiv este și acea de rezistență împotriva regimului comunist în statul 1945. Pentru toată populația a fost foarte clar faptul că regimul PCR era practic o marionetă a ocupanților sovietici și ca atare există o reacție de respingere în față de acest partid. Deci se adaugă și faptul că mulți dintre liderii Partidului Comunist Român erau percepuți de populație, fapt și real, ca nefiind de etnie română, mulți dintre erau evrei, maghiari sau de alte etnii, și ca atare îi percep o guvernare cum ce alogenă și străină parte de corpul românesc. Strânsă legătură cu acesta este și faptul măsurile luate de aceste politici, care la fel o îndepărtează de populație. Vorbim aici de sfințarea Bisericii Greco-Catolice, de măsurile de înlăturare din funcția preoților români, a învățătorilor români, a elitei culturale, a elitei politice, bineînțeles, care practic totul arată că această guvernare nouă a PCR nu are nicio legătură cu poporul român, ci că este cu totul aservit ocupantului sovietic. Avem așadar o mișcare de rezistență, în principal, pentru început împotriva acestui ocupant sovietic. Desigur, cum am amintit, este și o motivație religioasă, în anumite cazuri mai sunt Transilvania, desfințarea Bisericii Greco-Catolice a trezit un puternic sentiment de revolt din partea populației afectate, dar nu putem spune că rezistența a venit doar Greco-Catolice, nici vorba de așa ceva. Numeroși preoți ortodoxe s-au opus regimului comunist, precum și al celor cultelor neoprotestante și altor culte. Mai avem apoi și o încercare, nu aș uita, tot așa important de menționat, și ceea ce a determinat integrarea în rezistență este și idealismul multor tineri. Idealismul populației tinere care percepe, cum a spus, această ocupație sovietică și ca ceva negativ și străin de poporul român și încearcă să se opună direct și armat în fața acestor ocupații. Avem așadar, în acest motiv,
un număr mare de studenți pe care se mișcă de rezistență și o de elezii în ultimii ani de liceu, și practic în toate grupurile de rezistență avem primele componențe, oricum cu un student sau un elez cu un sistem sau de rezistență. Implicați direct în grupă de rezistență, la vârful conducerea, dar sunt studii, sunt imensă majoritatea celor care ajută aceste instituții, care furnizează alimente, le furnizează arme, îi găzduiesc pe rezistență. Așadar, rolul lor în de rezistență nu poate fi negat, solidaritatea nu poate fi negat, chiar consider că sunt de principala categorie socială fără de care mișcarea de rezistență în România nu ar fi putut să funcționeze. Fără sprijinul acestor mase largi de sărani, de la poale orice sau cu unele lucrurile, grupurile de rezistență nu ar fi putut cum să reziste mulți. Ar fi fost capturate foarte ușor cu operațiuni militare. Ar fi avut șansa să reziste, dar sigur că un termen foarte scurt. Iată așadar și în acest punct de vedere se văd din nou caracterul național al rezistenței. M-aș referi și la faptul că avem multe, practic toate categoriile sociale sunt implicate în aceste grupuri de rezistență. Sigur că ele, în opinia mea, sunt puțin împărțite contra categoriilor sociale aceste grupuri. Am vorbit pe de o parte de lideri cu grupul de rezistență, care sunt de regulă. Au fost militari sau lideri politici locali, țărănii, regiuni, liberali, sau lideri ai comunității locale. Eu știu oameni bine cunoscuți în comunitate, cum a fi în familia Domnului Țoiu, Teodor Șuzman, la Pusen, care în momentul în care îi se opune regimului comunist, întreaga comunitate îi sprijină și se opune regimului comunist. Aici au fi lideri. Apoi avem membrii grupul de rezistență, de cei care efectiv au urmat liderii din muncii, care au luptat cu arma în mână. Și aici avem un număr mare de studenți și de elevi, cum am vorbit. Avem membri de la partidul politic care au, pe care se plătesc că urmărea pentru aresta, pentru implicare politică. De observ în campania 1946, aici avem țărăniști foarte mulți și liberali. Cei care au fost foarte activi în campania electorală 1946, care au încercat să se opună fraudă electorală, au fost ținuți minte și apoi s-au încercat în 1947, 48, arestarea lor și 49. Și atunci, pentru a scăpa de arestare, vom trebui să facem o tipă de rezistență. Avem discursi regionale, foarte mulți care, la fel cum mai 48 începe campania de arestare masivă în întreaga țară, cei care au să scape de arestare se refugiază mulți și se alătură acestor grupuri de rezistență. Dacă aceasta este componența liderilor și a membrilor, în schimb, în ceea ce privește persoanele de sprijin, mă repet din nou, aproape majoritari, aceștia sunt sărani sau și eu, alte persoane care au sprijin de rezistență, învățători, preoți, perceptori, diversi lideri locali, administrativi, care încearcă să sprijin cu rezistență, care prin autoritatea lor încearcă să capacineze populația, să ajute cu grupul de rezistență. Numele de mulți nu participă întotdeauna cu arma în mână, dar fără sprijinul lor de rezistență nu poate să existe. Așa, acest faptul că, din toate categoriile sociale avem reprezentanți în care de rezistență, în opinia mea, din nou denotă caracterul național al mișcării de rezistență din România, care a avut așadar o reprezentanță în toate categoriile sociale în statul român în acea vreme. Pentru că ne aflăm în secundul partid politic, sau poate tocmai de aceea nu putem să luptăm nici, să spun așa, crețul politic al rezistenților, care la fel a fost destul de heterogen, foarte mulți sărăniști, poate și mai mulți legionari sau la fel de mulți, foarte mulți liberali, dar în același timp și foarte mulți persoane apolitice, în ce mă referim, în ce mă referim, dacă nu e grupul de rezistență și liderilor de obicei sunt mulți dintre angajați politici sau cum cresc politic, poate mă deși sunt deși de înțeles, nu de înțeles, fiind niște personalități puternice, ele până atunci nu au așteptat momentul de rezistență pentru a activa, pentru a exprima propriile opinii politice. Și le exprimă dinainte. Dar în lângă celor care sprijină grupul de rezistență, avem chiar și membrii ai Fondului Bulgariei, sau inclusiv membrii ai PCR. Desigur, mulți dintre ei scriși de reformă cum se înscriau atunci.
pentru a primi un bon de la salujele din pădure, pentru a primi pământ. Trebuia să înscrii pe CRS în fondul Purgală. Înscrie de formă și ei, de fapt, sprijină aceste grupuri de rezistență. Însă, dacă aceasta este cum că trebuie amintit și faptul că chiar dacă unii dintre cei au plecat cu vest politic, realitățile de pe munte, realitățile rezistenței i-au convins de faptul că fără o puternică opoziție nu este posibilă rezistența. Chiar dacă, de exemplu, avem un album, cum am făcut puțin mai bine, un grup creat pe nuanță PNT de Maxim, Alexandru Maxim și un grup pe nuanță regională, Ștefan Popa, cei doi ajung foarte rapid la convingerea în punctele aruncă, fără să se reunească, nu vor avea ceva șanse să reziste. La fel și mai multe situații, pop și au regional cu țărăni, își creează ambii rețele de rezistență. Dar apoi își dau seama că fără fuziunea lor, fără s-a bazat, sprijin pe sprijin reciproc, din acum să reziste și în normal. Tocmai de aceea aș dori să compar și ideea că a persistat în istoriografia română și în ce trebuie să urmează în 1990. Și aici am învață unor, în opinia mea, unor, s-a intrat unor teorie a securității și a propagandei corupției, în care s-au împărțit unul de o parte și unul de altă parte. În realitate, mulți și rezistență, prea puțin la cei care își puneau problema, noi facem să știu un număr un partid sau un grup mai numai pe anumite nuanțe. Și-au dat foarte clar seama că fără să fie unit, fără să fie o mișcare de zi, omogenă cât de cât, nu vor avea șansă de reușit. Astfel încât crezurile politice au crezut în clase, cum el ar se gândeau că vor scoate la suprafață eventualitatea victorie, eventualitatea în care vor reuși să înlăture ce vor funcție. Atunci, sigur, fiecare ar fi urmat să ducă mai departe calea politică. Dar, în acea rezistență, în opinia mea, prețul politic trebuie să fie planul 2. Mult mai important a fost ideea de a lupta împotriva regimului comunist și de a înlătura regimului comunist. Aș dori să mai mă refer și la obiectivul acestor grupuri de rezistență. Și în principal nu trebuie să ne gândim că ei au dorit sau de la început să știu să realizeze atacul pe scară la unul dintre ei și-au închipuit, mai ales liderii militari. Au plecat special în mulți cu gândul de a constitui puternice grupuri care să le înarmeze și care apoi, prin proiectul unor mai mare, știu, să atace ce penitenciare nu erau deținuți la oameni pentru convingere, la anticomuniste sau alte lucruri, dar nu au reușit să facă acest lucru. Ei s-au limitat mai mult la a fi pregătit și a se înama și a fi pregătit în momentul în care, cum spunea toată lumea, americanii vor declanșa un nou război și vor încerca să liberează statele comuniste este-europene. Ei se gândea că vor aștepta, vor fi înamați, vor pregăti militar și în momentul în care vor începe această conflagrație, vor încerca să ducă luptele partizan sau de guerilla în spatele Uniunii Sovietice, să ocupe puncte strategice, eventual să sumineze, știu, să saboteze efortul comunist și sovietic de război. Deci, numai de acest motiv, acțiunile militare propriu-zise, când am fi tentat să credem că de ce mai spus așa ceva, au fost foarte puține. Mai mult pentru a face rost de armament, pentru a face rost de bani, care lipseau foarte mult, deci nu au fost acțiuni militare propriu-zise, nici nu puteau în acel moment să se gândească că vor putea să reziste armatei sovietice și regimului sovietic care s-a instalat practic imunizat în Europa. Dar, în același timp, în afară de acest obiectiv, au existat și multe persoane care au mers mult din idealism, din dorința de a trăi în libertate, de a nu se supune dominației comuniste și de a trăi practic liber, încerca să-și trăiască viața liberă și de a lupta pentru această libertate. Foarte multe lucruri de rezistență și în care și lasă aceste semnale, celor pe care vizitau, de exemplu, Oboran, spune foarte bine în cartea lui, ce și-a spus la o camană, turiștii îl găsește acolo, merge și spune tuturor locuitorii țării că în România mai există, în oameni liberi și că nu sunt supuși cu niște. La fel, semnalul ăsta și alte lucruri și membrii altor lucruri de rezistență din zonă. Cam aceasta fiind mare, ceea ce vreau să spun, din mișcarea de rezistență din România, din punct de vedere al organizării și al desfășurării ei, aș mai avea două cuvinte de adăugat despre modul în care este receptată această și se cunoaște această mișcare de rezistență la 25 de ani acum de regimul comunist și aici aș împărți din nou pe două paliere. Unul al cercetării științifice și unul al percepției populației. Dacă din punct de vedere al cercetării științifice, situația în opinia mea este destul de bună. Există numeroase volume, fie de documente, fie memorii, fie volume publicate în cercetări independente, cum este și doamna Norțoiu, foarte valoroase,
fie de cercetători al unor instituții, pe drumul deschis de INSP, domnul Ciuceanu și de fața continua și CNSAS-ul și și alte instituții. Deci, din punct de vedere acestor instituții științifice, să spunem că avem date complete, există multe grupuri, publicate documente și oferite informații valoroase și perfect solide științific despre existența lor la desfășurarea acțiunilor și ale securității. Aici a existat și o lacună, faptul că încă nu avem o sinteză generală a mișcării de rezistență. Din câte știu, domnul Dobrin, Dorin Dobrin, de la Iași, a reușit să scrie acest volum, dar nu este publicat. Deci, din păcate, există și o lacună în acest punct de vedere, majoră ce trebuie, de fapt, sinteze științifice a rezistenței românești. Dar dacă cine dorește și este interesat de această problemă, părerea mea că se găsește numeroase volume obiective și bine scrise, profesionist care pot să identifice pe ce trebuie mai. Nu însă în același lucru se poate vorbi despre receptarea în partea de ocupație. Practic se constată în firea mea o fractură între discursul științific și receptarea din partea populației. Prea puțin se cunoaște încă în mass media sau din partea populației acestor oră. Mult mai cunoscute sunt, sau populația este cam tonată cam la nivelul a ceea ce a publicat Ion Gabriel Voran și la Memorialul Mântuirei. În rest, se cunoaște prea puțin fragmentat sau la nivelul întregii populații, încă există numeroase lacune. Și uneori, să spun așa, este o situație chiar flagrantă. Spre exemplu, eu sunt din Alba Iulia și acum în zona Buselei este o puternică mișcare de rezistență, grupul de Abija și Alexandru Maxim Bernard Suferenței și Ștefan Popa, cum este în zona de Dama Mugit și alte grupuri. Dar în zona se cunoaște foarte puțin, chiar și urmașii acelor persoane, în timpul urmașii ale omului care a fost condamnat la moarte în notul de Abija, și executat pentru că a luptat contra comunismului și fie mai mult interesat să-l facă toată lumea, și dacă au tot în existență, întâi, dar nu s-au fi ceva pe la voi, poate vreau ce înseamnă. Păi, vină și caută, vină și informează, sigur că da, să se găsește destul. Aici chiar m-a referit la multă la domnul Vreau, la domnul Vreau și mă refer din nou. Chiar când a venit CNSAS-ul, el să studieze dosarele despre grupul din Făgăraș, el, după ce a fugit din munți, a stat ascuns în Galtul, în Galba Ierea, el a văzut că 5 minute nu cunoaște absolut nimic despre mișcarea de rezistență din zonă și el a venit să cerceteze la peste 30 de ani să le arate și au mai veni la ce mișcare de rezistență au avut în zonă. Din câte știu și din câte am citit sănătatea Aurelie Liceanu, la fel este situația tot undeva și în Ușoara, până la următoare față situație. Și, în opinia mea, o motivație ar fi și faptul că încă mai persistă aceste teorii lansate de securitate și de partidul comunismului. În acele, totul făcut scopul pe atât de delegitimat și de discreditat. Acele terminații de la tipul de bani, de terorist, ele încă se mai regăsesc în percepția lor. Bine, și din cauza faptului că ele au fost pus în centrate de memorie și articole pe care nu poți să spuneți de Pleșiță, de Crăciun și de alții, care reiau și acea propagandă totalmente falsă, o reiau în spune. De să nu spun despre rezistență, că au fost niște simpli hoți, că erau violatori, că erau teroriști, jefuitori, ceea ce este cu totul fals, niște afirmații grosolane și care însă totul nu sunt contrate la timpul lor și ele persistă încă și în opinia mea explică o parte din cunoașterea și din lipsa de interes a populației pentru acest aspect. Un lucrător este, în opinia mea, faptul că de câțiva ani, grație unor ONG-uri, cum este și cea a domnului Mureșan și Vrăstică Vasilescu, cea a domnului Dobrescu de acolo, încearcă să refacă această legătură, să facă această legătură între discursul științific, care, cum spuneam, în opinia mea, este fundamentat și poate fi stă în picioare și să-l aducă în fața populației să arate crimele regimului comunist și precum și eroismul acestor oameni care iată au luptat și au distrus viața și au distrus tinerețea din poporul român. Pentru că să nu uităm, rezistența au fost drame teribile, precum și în alte zone, dar în rezistență foarte mult. Dacă securitatea nu a reușit să captureze grupurile din mulți, unul dintre care au existat timp de 10 ani, în schimb și-a vărsat, practic, represiunea asupra populații la poarele munților acelor care ajutau. Avem sate depopulate, pe cum sunt Segacea din Apuseni, care pentru că au ajutat după Leon Șușman în 57, a fost practic depopulată aproape total, oameni duși în domiciliu obligatoriu în Bărăgani. Avem această situație în care membrii maturei familiei sunt aruncați în temniță pentru că au ajutat după, în schimb ce bătrânii și copiii, chiar și monari, sunt trimiți în domiciliu, sunt trimiți în domiciliu obligatoriu. Sau oameni care, pentru că au luat o grandimiere, au dat, eu știu, un grad de porumb, fac 5 ani, 10 ani de temniță,
Nu mai au după aceea dreptul să urmeze o școală copiilor la fel. Iată așadar, sunt doamne teribile care au lovit categoria de populație, au lovit în principal țărănimea, dacă mă rășoare aici la cuștitor și la destuitorilor, țărănime care practic avem suprafețele care practic acum 30 minute dintre inamnii mari, prea puțin să cunoaștem cu ei, sunt prea puțin vizibili, o atenție foarte mare este acordată liderilor lucrurilor și lucrurilor, este foarte bine, trebuie și mai mare acordată, dar în același timp trebuie să uităm și aceste destine individuale, în opinia mea, să ne aplecăm puțin și asupra masei mari a românilor, care în acea perioadă am încercat să se opună regimului comunist cu forțele lor, cu idealismul lor, chiar dacă de multe ori au știut că nu au nicio șansă să știu, au încercat să opună și regimului comunist care este în România acea vreme, să se opună practic Comunistul Sovietic care ne-a invadat. Și poate, poate mai mult trebuie să valorizăm acest gestul lor și acțiunea lor, pentru că practic demonstrați că poporul român nu a fost un popor de mămăliști, cum de multe ori se vorbește și cum sunt tentați într-un în jocul televiziunilor de astăzi, care se raportează, știu, o clasă politică sau altă. Iată că în momentul în care într-adevăr au contactul cu poporul român, mare parte a populației a încercat să se opună, cum a știut, cum a putut, de multe ori mai prost sau mai cu idealism, mai greu, dar nu contează, a încercat să facă o stare masivă. În opinia mea, peste 10 milioane au fost, au avut de suferit direct din partea represiunii și au fost îndrăgați în aceste mișcări. Doar de rezistența anticomunistă armată, să nu vorbim mai despre, nu știu, partide politice sau grupuri religioase sau rezistență culturală sau de alte natură, dar exclusiv pe rezistența armată și care, în opinia mea, este un moment care trebuie poporul Dumnezeu să mândrească și să poate în valul lor de scos să poate de pus în față. Cu minusurile lui, cu plusurile lui, dar gestul ca tale, de lucru, este o poate de glorie din istoria de copilul român.